жукавку фоку. Жертвили у мене в форті грів дівітат. Нуга жукавку фоку. Поліція во флосі доти між лачені, між сарі пендро апарарі конституційної доці рікувачі Молдови. Нуга жукавку фоку. Inclusiv армії. Нуга жукавку фоку. Salutare, Donduras! Bună ziua, domnilor dondurase și domnilor dondurași! Vizionați acum principalul buletin informativ al Dondurasului, iNews Donduras! Nu vă jucați cu focul! În april, mii de rândunici, în april s-a născut Ilici, scria în abecedarele noastre donduroase Grigore Vieru. Dar nu doar Ilici e un dezastru pentru Donduras. În april s-au născut și alții, s-a născut și Hitler, s-a născut și Baudelaire, ăsta e un francez căruia îi plăcea urâtul. Și eu tot în april m-am născut. În april a mai avut loc și alt punct mare de cotitură pentru Donduras, 7 aprilie. Iar anul acesta, după ce ne-am bătut joc câțiva ani de 7 aprilie, a venit și 21 aprilie. Все говорят о глобальном потеплении, но это все пиздюш, я вам отвечаю. Iată pe scurt filmul evenimentelor. Joi pe la 2 noaptea se trezește primarul Dorin Chirtoacă, ce roagă lumea să nu iasă vineri din case. Dimineața se trezește și premierul Filip, creează celula de criză și hotărăsc să trezească Dodonul ca să implice armata. Se trezește Dodonul! Iese din casă ca să-și facă poze pentru Facebook și videouri pentru YouTube. Iguraș, dai butilica cam mare, ea pune mâna pe lopată. Apoi, Dodonul mulțumește armatei. Apoi, Filip mulțumește armatei. Ați înțeles? Totul în Donduras e o chestie legată de imagine. Donduras are viitor. Efectivul taberei militare sunt 42 pentru acțiune este gata. Dezastru ca dezastru, dar a urmat Paștele Blajinilor, ziua în care tot Dondurasul se duce la cimitir ca să chefuiască. Deși primarii, episcopii, mitropoliții, cu toții ne-au rugat să stăm acasă. Am fost și eu la cimitir, mi-am făcut un selfie în glod și am admirat minunatele drumuri ale satelor noastre. Să ne jucăm cu glodul! A fost agitație mare în localitatea Glod. Vizita oamenilor legii a speriat pe mulți dintre cei care desfășurau activități comerciale ilegale. Ah, nu erau imaginile astea, erau altele. CNA, rubrica noastră permanentă. De supărare că primarul și-a făcut primul capital politic cu dezastru, păpușarul i-a trimis pe cap CNA-ul, chiar în ziua în care se făcea bilanțul pagubelor. Viceprimarul de Chișinău este acuzat că și-ar fi depășit atribuțiile sale de serviciu privind proiectul parcărilor cu plată din capitală. La ieșirea din biroul său, acolo unde CNA a efectuat percheziții, Nistor Grozavu a declarat că nu este implicat în acest dosar și că nu și-a depășit atribuțiile de serviciu în niciun fel. Și
Și oamenii Dodonului au fost extrem de supărați că chirtoacă le-a trezit brigadierul șef. Vaniușa și Ban a scris pe Facebook că îi pare rău că nu i-a dat la bolul chirtoacă. Maladez, Vaniușa, asta da limbaj de politician elevat, dar stați să-l vedeți în acțiune. Hai, săriți la bătaie. Руки убери. În schimb, primarul a primit niște cizme de pomană. Mi-a prins de ghine și niște și bote să mă plim primarul băcului. Da, dar voi mari ce sunteți. Hai, pășol, vă îndrezi. Știri din sport. Iar între timp, Naționala Dondurasului la Caia Canoie își face pregătirile în Strășeni. Acum acest drum seamănă mai mult cu un lac. Copacii de pe marginea șoselei sunt acoperiți pe jumătate cu apă. Doar șoferii de microbuze și camioane s-au încumetat să treacă pe aici. Cei drept și vehiculele mai mari au înaintat cu greu. Și acest bărbat și-a încercat norocul. A ajuns la celălalt capăt, însă cu mașina plină de apă. Слушай, главное, чтобы кал. Каньяз. Смежи într-o întâia și să nu pui să o grăghești mașina. Dacă o grăghești, atât etapă să ridică deasupra. Știri externe. După ce Putin l-a ținut la ușă 4 ore pe Dodon, acum își bate joc și de merele noastre donduroase. 170 de tone de mere au fost întoarse înapoi din Rusia. Eu înțeleg că vouă nu vă plac dondurașe, dar chiar nu vreți să zacusiți nică? Ca să vipim. Vipim. Ce să dă vipiți? Теперь надо запить. А теперь надо закусить. Guvernul Dondurasului și Dodonul au găsit limbă comună și dansează împreună după trompețica Loaista. V-am cerut în emisiunea trecută să-mi trimiteți poză din țântărim, dar mi-ați trimis numai una, din beci. Ei, ce să zic? Hai noroc, Adidas! Adică, hai noroc, Dondurasu! Раз, 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 это Хармас, спортивка Хадидас, и на Найке пацаны, слушаем Хармас басы. Этот стайл любимый, ждем все в ритме колбасы. 150 ударов в тон, пацаны, спортивка школ. Это школа колбасы, веселее пацаны. Мас, мас, Хармас, мас, мас, Хармас, мас, мас, Хармас, отдашки для вас, Хармас. Acesta a fost principalul buletin de știri al Dondurasului, I News Donduras. Nu vă jucați cu focul, Dondurasa are viitor!